Navigatorul USS Ross împreună cu dragorul maritim bulgăresc s-au alăturat la începutul acestei săptămâni marinarilor militari români în cadrul exercițiului Trident Poseidon 2015. Forțele navale române derulează până pe 28 mai un exercițiu multinațional în apele teritoriale și zona internațională. Scenariul include mai multe operațiuni de interdicție maritimă, descoperire submarine, luptă sau exerciții de salvare. Helicopterele navale asigură sprijinul navelor cu foc în toate operațiunile de luptă. În cadrul aplicației va fi evaluată și certificată structura NATO Response Force 2016, recent constituită la nivelul Mării Negre și unde Marina Română participă cu fregata Regina Maria, un dragon maritim și scafandrii EUD.